În ultimul meci al competiției, Știința Explorări a fost învinsă cu 3-1 de campioana Greciei, PAOK Salonic, echipă care a câștigat turneul amical. În celelalte două meciuri, Explorări a învins cu 3-2 formația gazdă Fonica Siros și a cedat cu 1-3 în fața campioanei Bulgariei, Marek Dubnița. Pentru Explorări, acesta a fost al treilea turneu amical înainte de startul noii ediții de campionat. Băimărenii au mai participat la Cupa Explorări și la un turneu amical desfășurat în Zalău. Noua ediție a diviziei A1 la volei masculin va debuta în 24 octombrie, dată la care Știința Explorări va întâlni pe teren propriu formația CSM București.